Salutare, prieteni! Bun găsit la un nou documentar! În minutele următoare vom vorbi despre zeama de varză, care este un medicament natural, și vom vedea ce boli putem trata cu moare, așa cum mai este denumită zeama de varză în popor. Zeama de varză murată este un adevărat medicament natural, mai ales după sărbători. Este o excelentă sursă de vitamine și antioxidanți. Ne detoxifică, ne ajută să ne refacem după mesele copioase și este un excelent leac antimahmureală. Însă, beneficiile ei nu se opresc aici. Puține persoane știu că atât varza murată, cât și zeama sau moarea, cum mi se mai spune prin diferite părți ale țării, sunt adevărate depozite de medicamente naturale care pot preveni și vindeca diferite boli. Conținutul bogat de substanțe nutritive din zeama de varză murată revitalizează organismul și îl tonifică. Varza murată este bogată în vitamina C, mai bogată chiar decât varza crudă, vitamină antioxidantă, care ajută la fortifierea sistemului imunitar al organismului. Varza murată este singurul aliment de natură vegetală în care se găsește vitamina B12 din belșug, dar și minerale precum magneziu, acid folic, potasiu, fier și iod. Mulțumită conținutului de vitamina B12, varza murată este singurul produs vegetal care încetinește procesul de îmbătrânire, protejează sistemul nervos și împiedică pierderile de memorie. În compoziția de la zeama de varză se regăsesc o parte din vitaminele și antioxidanții prezenți în varza proaspătă, dar și microelemente, săruri minerale, fermenți și enzime apărute odată cu procesul de fermentație. Astfel, varza murată, dar și zeama de varză, conțin vitamina U, vitamina antiulceroasă, care se distruge prin fierbere. De aceea, varza murată și zeama sunt recomandate în tratarea bolilor ulceroase, pentru că stimulează arderea grăsimilor și normalizează apetitul. Varza și zeama de varză murată sunt recomandate și în curele de slăbire. Moarea reglează și stabilizează tensiunea. Persoanelor hipotensive li se recomandă zilnic un pahar de moare de varză. Câteva pahare de moare pe zi, mai multe zile la rând, ajută la normalizarea digestiei, dar și la prevenirea constipației, în caz că vă confruntați cu așa ceva. Deși nu este prea plăcută la vedere și nici gustul nu este foarte atrăgător, consumată regulat, zeama de varză are efect detoxifiant asupra organismului, ajutând la eliminarea toxinelor. Cei care doresc să scadă în greutate trebuie să consume varză și zeamă de varză murată, pentru că stimulează arderea grăsimilor și normalizează apetitul, spun nutriționiștii. Ținând cont de compoziția bogată în vitamine și minerale, o cură cu zeamă de varză, acum pe timp de iarnă, când organismul este predispus mai ales infecțiilor respiratorii, atât de răspândite, contribuie la vitaminizarea organismului și la întărirea sistemului imunitar. În fiecare dimineață puteți să beți pe stomacul gol un pahar cu zeamă de varză murată. Conține vitamine, substanțe nutritive, cu efecte de regenerare și tonifiere. Moarea este bogată și în fibre, ajutând tranzitul intestinal. Stimulează, cum spuneam, eliminarea toxinelor din organism, ceea ce este cât se poate de indicat după mesele bogate de sărbători. Haideți să vedem în continuare și câteva boli care se tratează cu ajutorul moarei. Litiaza biliară, gastrita cu aciditate scăzută, giardioza. Pentru aceste afecțiuni,
timp de 2-3 săptămâni se beau câte 150 de ml de moare sau zeamă de varză de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Apoi, dacă pietrele sunt mici, mai mici decât un grăunte de porumb, după consultarea medicului specialist, puteți să folosiți metoda bunicilor. Se amestecă un litru de moare cu 400 de grame de ulei nerafinat și suc de la 4 lămâi. Cu 24 de ore înainte de procedură, nu se mănâncă nimic. Începând de dimineață, se beau câte 100 de mililitri din acest preparat la fiecare 25 de minute. Metoda poate provoca dureri, de aceea trebuie folosită o compresă caldă în zona ficatului pe toată durata curățării sau o pastilă de Nospa. Timp de 4-5 ore, organismul răspunde cu diaree. În acest timp, colecistul se curăță de pietre. După această procedură, timp de 2 săptămâni, se bea ceai din mușețel și fenicul. 2 linguri cu semințe de fenicul râșnite se fierb 10 minute într-un litru de apă. Se adaugă 2 linguri cu flori de mușețel. Se acoperă cu un capac și se trag de pe foc. După 25 de minute se strecoară, iar peste plante se mai toarnă un litru de apă și se aduce până la punctul de fierbere. După răcire, se strecoară și se amestecă tot lichidul obținut. Se bea în timpul zilei în loc de apă. Hemoroizi. Se beau câte 100 de mililitri de moare încălzită, de 3 ori pe zi, înainte de masă. Atunci când hemoroizii se asociază cu hemoragie, se bea câte un pahar de 2-3 ori pe zi și se mănâncă zilnic salată de varză proaspătă sau murată. Avitaminoză și astenie. Se amestecă câte un pahar de moare și suc de roșii. Se adaugă 150 de ml de apă plată, o lingură de miere de albine și o lingură de suc de lămâie. Se bea câte un pahar de o dată de 2 ori pe zi, între mese, până la îmbunătățirea situației. Răgușeală, dureri uscate în piept. Se amestecă părți egale de moare și apă plată. Se bea lichidul cald, de 2-3 ori pe zi. Diabet. De 3-4 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă, se bea câte un sfert de pahar de moare, diluată cu apă în proporție de 1-1, timp de 21 de zile. După 7 zile de pauză, ura se repetă până la îmbunătățirea situației. Constipație. Se dizolvă 2 lingurițe de sare grunjoasă în 250 de ml de moare și se bea dimineața pe stomacul gol. După necesitate, se repetă procedeul și a doua zi tot dimineața. O altă modalitate este să beți un pahar de moare de 250 de ml amestecat cu o linguriță de drojdie sau 4 grame de crușin. Se bea încălzit dimineața pe nemâncate. Diaree. Se recomandă consumarea amestecului din părți egale de suc de roșii proaspăt stors și moare de varză. Afecțiuni hepatice. Se bea amestecul din rețeta amintită cu suc de roșii, câte 100 de mililitri, de 3 ori pe zi, între mese, timp de 6-8 luni. Gastrită. Se bea zilnic moare încălzită înainte de mesele principale. Prima dată se beau 100 de mililitri, apoi doza crește treptat, până la 2 pahare pe zi. Mahmureală. Se dau printr-o răzătoare cu orificii foarte mici sau se toacă cu un robot de bucătărie 3-4 cepe mari. Un pahar cu terci de ceapă se amestecă cu 3 pahare de moare, o lingură cu pastă de roșii, piper negru, sare și zahăr după gust. Prima dată se bea jumătate de pahar,
Apoi, în timpul zilei, se bea restul. Dacă vă pare prea concentrat, se diluează cu puțină apă. Hernie ombilicală. Strămoșii noștri vindecau hernia cu moare de varză. O bucățică de tifon împăturită se îmbibă cu moare, se pune pe locul cu probleme, deasupra se așează o felie de cartof crud, se apasă puțin și se pansează. Compresele se țin câte 3 ore zilnic, iar tratamentul durează de la o lună și jumătate până la 3 luni. Crampe musculare. Dacă aveți febră musculară sau crampe musculare, o gură de zeamă de varză vă ajută să vă refaceți mai repede. Dureri în gât. Dacă ați răcit sau vă chinuie durerile în gât, moarea vă ajută să vă faceți bine mai repede. Consumați zeamă de varză în saramură. Aceasta este cea care are proprietăți curative în caz de răceli sau gripe. În plus, întărește imunitatea. Zeama de varză dă gust mâncărurilor. Dacă nu vă place gustul ei, folosiți zeama în preparatele voastre. Puteți asezona cu ea salatele și sosurile. O puteți adăuga în ciorbe sau în legumele pe care le fierbeți sau le gătiți la cuptor. Moarea va adăuga un plus de savoare mâncărurilor. Varza murată și zeama de varză au și câteva contraindicații, așadar mare atenție, nu trebuie să facă parte din meniul celor care suferă cu rinichii, de exemplu. Varza murată are proprietăți antitumorale și participă la prevenția acestei patologii. Prin intermediul procesului de fermentație, izotiocianații joacă un rol important în eliminarea substanțelor cancerigene din organism. Glucozinolații din varza murată ajută la activarea enzimelor antioxidante naturale, iar flavonoidele protejează pereții arterelor de daunele oxidative, spun specialiștii. Pacienții hipertensivi trebuie să o servească cu moderație sau să evite consumul de zeamă de varză murată, deoarece conținutul de sare crește retenția de apă și tensiunea arterială. De asemenea, cei care au fost diagnosticați cu o boală cronică de rinichi trebuie să evite consumul în exces, deoarece conținutul ridicat de sodiu accentuează simptomatologia, putând chiar agrava afecțiunea. Pacienții cu afecțiuni tiroidiene ar trebui să se ferească să o includă în meniu, deoarece zeama de varză murată poate interfera cu secreția de iod. La final vă prezint și o dietă cu varză murată. M-am gândit că în zilele acestea ați consumat puțin mai mult din delicatesele preparate pentru sărbători și că veți dori, la fel ca și mine să recunosc, să dați jos cele câteva kilograme în plus acumulate. Ca atare, dacă vreți să pierdeți rapid câteva kilograme, încercați o dietă de 3 zile cu varză murată. Nu ține mai mult de 3 zile, însă vă asigur că slăbiți mai bine de 2 kg și jumătate. Varza murată este plină de fibre alimentare, care combat constipația, reglează tranzitul intestinal și detoxifică organismul. Haideți să vedem cum putem ține această dietă de 3 zile. În prima zi, se consumă pe tot parcursul zilei în jur de 1 kg de varză. Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat ca în prima zi a dietei să mâncăm varză murată simplă. Astfel, solicităm metabolismul să ardă rapid grăsimile și începem să ne detoxificăm organismul. În ciuda a ceea ce poate am auzit, varza murată nu favorizează retenția apei în organism, ci o combate, acționând ca un diuretic. În a doua zi, putem reduce cantitatea de varză murată la aproximativ 700 de grame. În această zi mai putem consuma un ou fiert, la gustarea dintre micul dejun și prânz, și mere, la masa de prânz. Cina, în a doua zi a dietei, poate consta într-un preparat pe bază de varză murată.
Putem prepara, de exemplu, o mâncare la cuptor din varză murată, cartofi copți, puțin lapte, 20 de grame de unt, ceapă și condimente. Sau putem căli o ceapă într-o tigaie cu puțin ulei de măsline, adăugăm fâșiile de la o varză murată, piper și alte condimente, plus o cană de apă și lăsăm mâncărica pe foc până ce varza se înmoaie. Luăm tigaia de pe foc și răsturnăm compoziția într-un vas Jena. Adăugăm pastă de roșii peste varză și introducem vasul în cuptorul încins, până când mâncarea se rumenește. În a treia zi, putem combina meniurile din primele două zile. Dieta cu varză murată nu ne asigură toți nutrienții de care avem nevoie, astfel că nu este recomandat să o repetăm mai devreme de o lună.